Deși mai este puțin până la sărbătorile de iarnă, atmosfera de Crăciun se simte deja în orașul nostru. Încă de astăzi s-au început pregătirile pentru ziua în care tot orașul va fi luminat și împodobit pentru sărbători. Ca în fiecare an, în seara de Moș Nicolae se dă startul sărbătorilor de iarnă, ocazie cu care toate instalațiile luminoase sunt pornite. În centrul orașului, pregătirile sunt întoi pentru ziua de 5 decembrie. Scena este montată pentru că cei mai mici făgărășeni vor avea parte de un spectacol de teatru cu păpuși. Sunt așteptați toți oamenii care sunt dornici să vadă orașul plin de lumină și pregătit pentru sărbătorile de iarnă. Astfel, luni, începând cu orele 17:30, orașul va fi inundat de lumină.